Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, de ce ați ales să construiți aici un ansamblu rezidențial? Din două motive. În primul rând, pentru că aici am avut oportunitatea. Exista doi dintre partenerii noștri de afacere au terenul aici și era prima oportunitate pe care o am făcut-o împreună în România. Și în al doilea rând, datorită laserului care se construiește la 5 km de aici, credem că zona se va dezvolta semnificativ în următorii ani. Se vor crea foarte multe locuri de muncă și ne-am uitat la ce există în zonă, nu am văzut nimic similar cu ceea ce facem noi și am zis, am putea să încercăm să vedem dacă avem succes și până la moment de față putem să spunem că avem succes. În ce sens? Am terminat în decembrie anul trecut primele două blocuri cu 46 de apartamente, cred că mai avem undeva la 6 apartamente nerezervate, nevândute, iar pe faza a doua am construit deja încă 4 blocuri cu aproximativ 60 și ceva de apartamente plus spațiile comerciale și avem undeva la 10 apartamente rezervate deja, așteptăm să completăm lucrările și să putem să facă tabularea și contractul de vânzare-cumpărare. De asemenea, avem spații comerciale, din care unele deja sunt date în următoarele 45 de zile. Vom avea o farmacie la parterul unui bloc. Care sunt prețurile apartamentelor? Avem diferite apartamente, tipuri de apartamente, de la garsoniere până la mansardă. Pe prima fază am avut doar niște apartamente standard, garsonieră, o cameră, două camere, trei camere, patru camere și mansardă, cu prețuri între 19.500 până la 55.000. Și când spun 19.500 pentru garsonieră, nu era la subsol. Deci era normal, era la parter, etajul 1 și așa mai departe. Pe faza a doua, având în vedere cerințele pe care le-am avut în faza întâi, ne-am dat seama că populația cere mai mult apartamente cu două și cu trei camere și am fost în situații în care cumpărătorii ar fi dorit să cumpere un apartament, dar ar fi dorit un apartament un pic mai mare. De aceea am hotărât să facem foarte puține garsoniere și avem foarte multe apartamente cu două camere, trei camere de diferite tipuri, diferite mărimi și sunt diferite prețuri. Dar prețurile au rămas tot acolo, sunt undeva la între 19.500 până la, cred că mansardă este 60.000. Am înțeles. Câteva lucruri despre finisaje, facilități, dotări ale apartamentelor și ansamblului. Cel mai bun pentru a vorbi despre finisaje ar fi Cristi, nu eu, dar din ce știm, pentru că vedem ce se plătește. Am încercat să facem apartamente de bună calitate, cu materiale bune și în același timp fără să creștem prețul apartamentului foarte mult. De exemplu, am adus gresie și faianță din Spania, uși din Spania, parchet din Germania și așa mai departe. Nu pot să vă dau foarte multe detalii, dar suntem în industria aceasta construcțiilor de foarte mulți ani. Unul din partenerii firmei RDC este în Anglia de peste 10 ani de zile și lucrează acolo la standarde foarte bune și normal că am folosit aceste cunoștințe pe care le-am avut ca să ne asigurăm că ceea ce producem este de calitate. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și mult succes! Mulțumesc frumos!